CS Phoenix și Mleu a reușit să învingă miercuri seara pe propriul teren principala contracandidată la locul 8, ultimul care asigură prezența în play-off-ul diviziei a 1 la volei masculin. Elevii lui Ovidiu Teușan s-au lăsat copleșiți de miza partidei și au fost pe teren asemeni unui vas aflat în derivă. De cealaltă parte, gruparea maramureșană a arătat că își dorește mai mult să continue și în sezonul viitor pe prima scenă a voleiului românesc și a început meciul în forță. Băimărenii au câștigat primul set la o diferență de 4 lungimi, scor 25-21. Încurajați de un public înflăcărat, și mleuanii au revenit în joc după actul al doilea, câștigat după prelungiri cu 28-26. În setul al treilea, echipa oaspete a evoluat aproape perfect și a trecut din nou în avantaj după ce și-a trecut în cont parțialul cu 25-17. Tot maramureșenii s-au aflat în prim plan și în actul al patrulea, după 8-3 și 16-11 în favoarea echipei din Baia Mare la cele două time-out-uri tehnice. Echipa oaspete s-a menținut în permanență în avantaj și a câștigat parțialul cu 25-22. În urma rezultatului favorabil echipei din Baia Mare, echipa vizitatoare și-a consolidat locul 8 în clasament, în timp ce gruparea de sub măgură a coborât o poziție până pe locul 10 și a ieșit din lupta pentru un loc în play-off.